Salutare, dragii mei prieteni, sunt al vostru Vasile Căciuterașu și astăzi facem un vlog de la filmări live din Maramureș, unde se filmează un colaj cel mai tare, bombă! Bineînțeles cu colegul meu de o viață, care a fost și cu mine la România au talent, domnul Cordi. Am găsit de lipicul cu scoici. Și Simi Pop, colegul nostru. Bineînțeles, cel care ne filmează, Andrei, de la Zalău, Câmpian. Intrați acolo pe Instagram să-l găsiți, să fie toată lumea să dea urmărire, toate fetele. Vă pup și fiți alături de noi. Fiți aproape. Vă arăt imediat ce se întâmplă aici. Ce zici, domnul? Domnul Zbâc. Toate văduvile. Toate văduvile, domnile care sunt văduve, să-l contactați pe domnul Cordi, care are Facebook. Cum e? N-am eu Facebook. Cum e? El are, pe el să-l contactați. Cum? Cel mai frumos. Da, bineînțeles. Intrați pe Ioan Codrea pe Facebook. Cel mai smintit dintre cetărași. Da, da, ați aici ca să se smintie. Da. Mi-a dat foarte frumos. Mă și Andrei aici. Și Amalia aici cu noi. O voce deosebită a folclorului bucovinean. Domnul Vasiusco, după câteva cadre de o oră, la 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 la. Ia tânără, mă, frumos, așa cu nori ăștia. Auzi că vreți o descunune, vă dați seama, oameni buni, ce se întâmplă aici? Bineînțeles, băieții, tot așa vesel ca totdeauna. Lasă ceva de asta, că fumez aici, că ne scoate afară. Ați imediat, ce? Dar imediat s-a prins asta. Lipideaua. Oameni buni, suntem aici la cel mai nou colaj la filmări aici cu Andrei Câmpian, Simi Pop, domnul Cordi Zizrabă Trabant. Vasilica Zăbălosu. Bineînțeles, aici artista Amalia. Domnul Zabălă, spuneți câteva cuvinte pentru fanii noștri. Vasilica Zăbălosu, frumosul pământului. Ceva, câteva. Dacă nu, poate l-ați văzut la Românii au talent. Trebuie, l-ați văzut la Nebunii au talent, vorbeam despre oi. Vreți să cosească cu avionul, zis. Cu drona, oameni buni. Domnul, cosesc cu drona? Ați luat să fiți cosași cu drona, domnul? Dragii mei prieteni, ați văzut cum am filmat primul colaj. Mergem la două locații. Un pic mai departe avem vreo 40 km, dar ceva frumos, superb. Facem colaj de Maramureș. Asta a fost tot de Maramureș, dar piese de Bihor, colchizate de Maramureș, ceva super. Da, o să vedeți când iasă. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, să dați acolo like-uri, subscribe, ce vreți voi, comentarii, să spuneți care melodie vă place mai mult din colajul ăsta de Bihor. Am înțeles că e șură. Uitați, două dormitoare aici, două paturi pentru copii, frumos. Și aici dormitorul matrimonial. Foarte fain, foarte, foarte fain. Superb. Televizor, toate condițiile, tot frumos. Da, 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 da.
Bineînțeles, aici Horinca pregătită. Și aici avem bucătăria. Foarte, super. Și baie aici, jos. Pentru voi cel mai tare vlog, cea mai lungă țopotită din Marea Mureș, pentru cazul recordurilor, bineînțeles, nu? Foarte super! Super! Fiatele, încep cu, o să încep cu Viora, după care o continui cu țopotita. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube. Hai mai pe! Ne-am tot încălzit, am băut și o urică înainte să fie treaba bună. Cu asta nu pot să nu fac față cu asta. Să-ți faci. Să ce-ți faci. Motorul a început. Iată, să fiu nesic. Să ne fiu mult. Am loc mai mult să fiu sănătos. Oameni buni, avem și cronometru aici. Facem cea mai lungă tropotită pentru cartea recordurilor. O să țină cineva cronometru. Fiți atenți! Corn, ești pregătit? Da! Uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, dați acolo, așteptăm comentariile voastre dacă aveți alte idei, ce vreți să facem. Vreau să știu care autopotii mai bine, eu sau ăsta.